Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră și vom căut, continua drumul chivotului. De câtva timp suntem pe urmele lui după ce a fost pierdut sau după ce a fost ascuns în jurul anului 600. Parcă acum oamenii sunt mult mai doritori să-l găsească. Parcă acordă mai multă importanță acestui lucru. Oare, într-adevăr, își doresc sfințenia lui? Oare, într-adevăr, își doresc să se închine cât mai aproape de Dumnezeu? Sau ce îi determină de atât de mulți căutători să pornească pe urmele chivotului? Astăzi vom asculta istoria unei întâmplări foarte amuzante și în același timp bine motivate din punct de vedere financiar. Chivotul în Etiopia. Chivotul în mănăstirea Axum din Etiopia, la mii de kilometri distanță de Ierusalim. Cum a putut ajunge acolo? Cum de s-a ajuns la această poveste? Istoria este destul de simplă. În primul rând, avem o cronică etiopiană numită Gloria Regilor și în această cronică etiopiană foarte veche, se povestește despre câteva lucruri foarte simple. În primul rând, a, cronica aceasta stă la baza unei procesiuni a mănăstirii Axum, o procesiune care are loc odată în fiecare an, numită procesiunea Timcat. În cadrul acestei procesiuni Timcat, călugării de la mănăstire vin cu un obiect care îl au într-o cameră interioară și foarte bine păzită a mănăstirii, îl scot afară și fac un ritual în jurul mănăstirii cu acest obiect care este foarte bine învelit în postavuri foarte groase, așa încât practic nu se vede absolut nimic decât învelișul acestui postav și purtat de către călugări pe umerii lor. Ei pretind că în interiorul acestui. Acestui ambalaj de postavuri, putem să spunem, se găsește, de fapt, chivotul original de la Ierusalim. Deci, totul se bazează pe o cronică veche, pe tradiția unei mănăstiri și pe ritualul care se realizează odată în fiecare an. Nimeni nu a văzut ce este în interiorul acestui ambalaj. Și nimeni nu poate să confirme că acolo ar fi chivotul. Un alt lucru destul de interesant este că obiectul despre care ei spun că este chivotul, are o anumită denumire talbot în limba etiopiană și susțin că acest obiect ar fi chivotul. Însă un lucru uh, interesant este că un alt obiect care se numește tot Talbot se găsește în Muzeul Britanic, adus acolo prin secolul XIX, pe la 1860. Acest obiect nu este altceva decât o bucată de lemn pe care este o inscripție religioasă în limba etiopeană veche numită Ghetz. Această bucată de lemn E foarte posibil ca să fie și în învelișul de postav pe care călugării îl scot afară o dată pe an în ritualul numit timcat. Deci iată că uh, un obiect uh, oarecum comun, o scriere veche pe o bucată de lemn, poate să fie interpretat și poate să fie ținut în secret ca să... Credem noi că ar putea să fie chivotul. Plecând de la această practică a călugărilor de la mănăstirea Axum, trebuie să ajungem la un capăt. Cum a ajuns chivotul aici dacă ei pretind că acolo au într-adevăr chivotul? Cronica despre care vă spuneam, Gloria regilor, ne spune că Chivotul a fost adus în Etiopia de către un rege etiopian care se numea Menelik I. Cine este, de fapt, Menelik I? Aici, iarăși, o uh, întreagă istorie amuzantă. Uh, împărăteasa din Seba susține etiopenii că a, a plecat din Etiopia, fiind o etiopeancă. Și ea, când s-a întors din Ierusalim, a avut un copil cu Solomon, care s-a numit Menelic I. Și astfel, regele Menelic I, urmașul împărăteisei din Seba și al lui Solomon, este cel care a adus chivotul de la Ierusalim. Cum a venit el la Ierusalim, cum a avut posibilitatea să facă acest lucru în povestiri, Lucrurile sunt posibile, ca în basmele românești. Acesta spune că un preot din familia lui Țadoc, Țadoc știm că era marele preot pe timpul lui Solomon, deci unul din urmașii marilor preoți ar fi fost cel care s-a întovărășit cu regele Menelic și ei au avut o știre din viziunile lui Solomon, deci Solomon a fost înștiințat de Dumnezeu că într-o zi Templul său va fi distrus și atunci preotul și cu regele Menelic I au spus de ce să lăsăm chivotul aici ca să fie distrus odată cu Templul, haideți să-l ducem în Etiopia, o țară mult mai liniștită, mult mai sigură departe de orice invazie și să îl putem proteja. Așa că Menelik I cu un preot evreu ar fi fost cei care au dus chivotul în Etiopia pentru a fi protejat de distrugere atunci când Templul va fi distrus. Ba mai mult, uh, ei au prevăzut că va veni un rege care va profana, care va uh, închide curțile Templului și care va aduce un mare dezastru moral. Peste sanctuar. De aceea, chivotul trebuie să fie scos de acolo. Aceasta este explicația faptului că uh, chivotul a ajuns în Etiopia. Mai există o a doua explicație, aceea că evreii l-au adus mult mai târziu. După ce uh, babilonenii au cucerit uh, Ierusalimul și provincia lui Iuda. Chivotul a fost ascuns și a fost scos din templu de uh, oameni sfinți. Uh, povestea aceasta am mai auzit-o. Unii susțin că l-a dus pe Muntele Nebo, alții că l-a dus în alte locuri, însă aceștia susțin că Chivotul a fost adus în Egipt. Și au un pic de uh, adevăr pentru că ultimii evrei care au scăpat de babilonieni, s-au refugiat în Egipt, ducându-i ducându împreună cu ei și pe Ieremia împreună cu Baruc. Deci iată, pentru că evreii s-au refugiat în Egipt, profetul a fost dus și el în Egipt, ar fi fost posibil ca acești evrei să fi dus cu ei și chivotul în Egipt. În Egipt, evrei și au construit un templu. Un templu în partea de sud a Egiptului, la Asuan, unde ei au fost colonizați ca să formeze un fel de corp de grăniceri care să apere hotarul de sud al Egiptului, la peste 1000 de kilometri în sud, față de capitala de astăzi, Cairo. Acești evrei care s-au colonizat acolo și-au construit un templu, lucru care este absolut adevărat. Despre acest templu știm din corespondența de la Elefantine. Elefantine fiind o insulă pe Nil de la Asuan, și acolo pe această insulă s-au descoperit multe manuscrise ale evreilor din perioada respectivă. De unde putem să reconstituim întreaga istorie a acestei colonii. În jurul anului 400, în timpul ocupației persane, ei slujind ca militari în armata persană de graniță și-au construit un templu și au început să aducă jerve. Deoarece Ierusalimul era foarte departe, cam 1500 de kilometri, poate și mai mult, iar nu aveau posibilitatea să meargă la Ierusalim. Știm bine despre templul acesta, dar n-a rezistat mult pentru că Egiptenii au făcut o foarte mare revoltă. Ei, neacceptând ca animalele lor, socotite sacre, în mod special boul Apis, care pe vremea aceea ajunsese la punctul apogeu al cultului zeului Apis, n-au acceptat așa ceva și le-au distrus templul. Evreii au căutat tot felul de mișloace ca să-și refacă templul, memorii, până la împăratul persan, de la care au primit un răspuns foarte interesant. Aveți voie să vă reconstruiți templul, dar să nu mai aduceți sacrificii de animale. Deci, kivotul a ajuns în acest templu de la Asuan, iar când templul a fost distrus, el a fost dus mai departe ca să fie protejat și așa ar fi ajuns în Etiopia. Aceasta este uh, întreaga poveste cu foarte mici frânturi de adevăr care nu se pot lega între ele și care nu pot să creeze un, uh, un fir continuu care să ne convingă că ar fi ajuns chivotul în uh, Etiopia cea mai grea problemă pentru aceasta este că Menelik nu a putut să ia chivotul din Ierusalim, deoarece în timpul regelui Iosia, 630-609 înainte de Hristos, chivotul era încă în templul din Ierusalim. Dar oamenii au găsit și pentru asta o soluție. Etiopenii susțin că în realitate, au existat două chivoturi. Un chivot în care erau tablele legii, așa cum le-a primit Moise de la Dumnezeu și a fost pus în sanctuar. Și a mai existat un chivot în care au fost adunate cioburile din tablele care au fost parte de Moise și aceste bucăți de, de table cu inscripții au fost puse în al doilea chivot. Și deci, ceea ce au luat ei, au luat chivotul original cu tablele și în în sanctuar a rămas un alt chivot, deci a mai rămas un chivot, doar cu bucățile frânte din primele table pe care Moise le-a distrus. Ei, la toată această istorie, rabinii sunt foarte categorici și foarte revoltat și spun că o asemenea poveste, nu are niciun miez de adevăr. În primul rând, pentru că nu putem proba că împărăteasa din Seba a avut un copil cu Solomon, este o faptă care uh, nu are niciun motiv de sprijin, este doar o speculație a oamenilor curioși. Deci, primul lucru. În al doilea lucru, în al doilea element, este enorm de greu ca să scoți chivotul din templu. Templul era foarte bine păzit de leviții bodiguarzi sau pasnicii porcilor, cum se numeau. Acești oameni aveau ordine foarte clare, foarte precise și nimeni nu putea să intre, nu putea să iasă, nu putea să ducă, nu putea să scoată niciun obiect. Obiectele pe care preoții le foloseau ca ritual în timpul unei zile erau înmânate acestor oameni care le puneau la loc, dimineața le dădeau înapoi, deci orice mișcare de obiecte sfinte erau trecute prin mâinile pasnicilor, erau verificate, erau înregistrate, așa că dacă un obiect mic, cum ar fi un cuțit, o candelă sau un făraș sau altceva, era cu atâta grijă și atenție manipulat cu cât mai mult un obiect foarte mare și extrem de important și care n-a putut fi văzut de niciun om obișnuit, chivotul, ar fi putut să fie scos din templu, prin văzul tuturor, scos din Ierusalim și dus atât de departe până în Etiopia. O astfel de uh, mișcare, spun rabinii, ar fi imposibilă. Uh, dar cum s-a ajuns la această poveste, acum intrăm în partea a doua. Oamenii care sunt căutători de senzații. Și încă o dată pun întrebarea. Într-adevăr, o fac pentru că iubesc chivotul? Pentru că doresc să se închine lui Dumnezeu într-un mod cât se poate mai corect biblic? Sau pentru ce? Uh, Doi oameni s-au unit, un tedincios uh, canadian, uh, care a studiat, a căutat și a găsit el aceste legături din povestea care v-am spus-o eu, dar care nu era atât de îndemânatic la scris, și s-a întovărășit cu un ziarist uh, britanic, Godfrey Hancock. Acesta este cel care a redactat și a scris cartea după datele și după instrucțiunile oferite de pastorul creștin canadian. Cartea care s-a scris, foarte interesantă, Semnul și Sigilul. Este numele carții. Semnul și Sigilul. Și subtitlul În căutarea chivotului pierdut de la Ierusalim. Cartea s-a vândut extraordinar de bine, peste un milion de exemplare, după carte s-a făcut apoi și un film, care și acesta a fost foarte bine vândut și atunci răspunsul este foarte clar. Ce a determinat în primul rând? În primul rând i-a determinat afacerea. Chiar dacă canadianul ar fi fost Într-o oarecare măsură interesat de chivot, însă asocierea cu ziaristul, producerea cărții și a filmului, a arătat că scopul adevărat a fost afacerea. S-au vândut foarte bine și s-au adunat bani frumoși. Păcat că oamenii folosesc cele mai sfinte obiecte. Se leagă de cele mai importante acte de cult din istoria Bibliei pentru ca, folosind aceste titluri de mare interes, să facă bani. E un fel de simonie. Dacă unii oameni au căutat să obțină un post în biserică sau să Pretindă bani pentru anumite slujbe care le-ar putea face, și acest lucru s-a numit Simonie, după Simon Magul din Samaria, care s-a oferit să ofere bani lui Petru și celorlalți ucenici, ca să primească și el puterea Duhului Sfânt. În momentul în care încerci să faci o tranzacție, cu lucrurile sfinte, cu lucrurile în care este direct implicat Dumnezeu prin Duhul Sfânt, acesta este lucru cel mai urât și cel mai grav. Iată cum oamenii și-au permis să facă și din, din chivot un mijloc de a-i șantaja pe oameni și de a le smulge banii. Cartea Semnul și Sigiliu care s-a vândut și a creat vâlvă a lăsat în urmă povestea aceasta. Toată această poveste a început și a fost derulată în jurul anului 1980. Iată deci că toate aceste lucruri nu sunt foarte vechi. Ele sunt după ce s-a înființat statul Israel după ce a avut loc, să spunem așa, eliberarea completă a Ierusalimului și evreii au ajuns pe muntele templului pentru o scurtă perioadă și în jurul muntelui templului la zidul plângerii de atunci și până astăzi. Acum când sunt foarte, foarte aproape de locul acela, au început toate aceste povestiri să să se formeze, să deruleze și să curgă. Dar, cum am mai spus și încerc să mai repet, toate au mare succes datorită naivității oamenilor. Nu s-ar vinde aceste cărți dacă oamenii n-ar fi curioși și nu le-ar cumpăra. Nu ar fi atât de mulți oameni care să le creadă dacă. Nu ar exista naivitatea. Mă întâlnesc mereu cu foarte mulți care îmi pun. Ați auzit că, ați văzut că și această echipă nu a putut să ofere absolut niciun document despre chivot. Probabil fotografii cu procesiunea timpcat de la Axum, o dată pe an unde se vedea ceva înverit bine în postav, ce? Acolo e chivotul. Dar să ofere ceva mai mult. Eu nu pot să, să cumpăr un lucru din cutie ambalat până când nu-l văd. Nu-l văd, nu îl bag în priză, nu-l probez, merge, funcționează, bun, de acord, îl cumpăr. Dacă nu l-am văzut nici în vitrină, nu l-am văzut la nimeni, îmi oferă o cutie sigilată, nici măcar poze pe ea, că noi când cumpărăm cutiile, mai au poze, mai au anumite indicații, ci totul învelit într-un postaf foarte gros, cine ar da bani ca să cumpere așa cea? Și totuși milioane de oameni dau. De ce? Naivitatea. Credulitatea. Suntem învățați să gândim că dacă ceva este îndărit într-un mister, care încă nu poate fi descoperit din anumite motive de siguranță, acel element misterios, într-adevăr, este realitatea. Acel are o foarte mare importanță. Deci, haideți cu orice echip, să-l cunoaștem, să-l descoperim, să-l însușim. Așa se dezvoltă teoriile speculației. În al doilea rând, oamenii nu-și folosesc logica. Sunt de acord că cea mai mare parte a oamenilor nu au acces la informațiile tehnice. Nu sunt specialiști în, în istorie, în istorie biblică, în arheologie. În documentație, nu au de unde și e normal să nu știe. Dar, când întâlnești o astfel de știre, poți să te informezi, poți să cauți, poți să îți folosești logica ta. Iată, avem un șir. De unde știu acești oameni că împărăteasa din Seba a avut un copil cu Solomon? E o problemă care. Ne dezonorează pe credincioșii Bibliei. Și numele lui Solomon este a, coborât. Nu avem absolut nicio informație dacă el a avut foarte multe soții și le-a avut în modul legal de atunci. De ce să mai creiem și o altă situație nelegală? În al doilea rând, cum au putut să scoată chivotul din Ierusalim și din templu când este atât de bine păzit și doar preoții au dreptul să îl vadă și să-l învelească. Cum a putut să, să treacă prin atâtea gărzi, atâtea, atâtea pasnici care existau acolo și de-a lungul lucrului. Vedeți, noi trebuie să scoatem un lucru, să spunem, dintr-un seif, o mare problemă. Trebuie să scoatem din clădire, o a doua problemă. Trebuie să scoatem din țară, o a treia problemă, controle de vamă. Și atunci existau aceste controle. Cum au putut să, să facă un drum de, de mii de kilometri, două, trei mii de kilometri, fără ca cineva să uh, nu observe, să nu-i controleze? o altă necunoscută. Și totuși oamenii nu gândesc, nu pun la contribuție logica. Este total ilogic să crezi o asemenea poveste. Prieteni, încercați, când auziți o știre senzațională, încercați să căutați argumente, acum este extrem de simplu să vă informați cu ajutorul internetului, chiar și atunci când nu aveți documentele foarte clare, rugați-vă, Doamne, oare adevărul acesta este corect sau nu? Oare, dacă chivotul este ascuns acolo și nu-l vede nimeni și nu este folosit deloc într-un ritual de închinare și de curățire de păcat, așa cum în mod. Normal el era folosit are vreo valoare, are vreo importanță. Iată argumentele pe care le-am prezentat în cadrul unei povești foarte siropoase și pe care aș dori să nu mai auzim și să nu o punem la suflet. Pentru că ceea ce este important pentru mine și pentru tine astăzi, este să. Îl înțeleg pe Dumnezeul meu, care a făcut din Chivot un simbol al tronului său: legea, dreptatea și harul, bunătatea. Pe aceste două principii își întemeiază Dumnezeu împărăția sa. Chivotul nu este altceva decât simbolul tronului lui Dumnezeu. Să-l păstrăm la această înălțime și să-l onorăm pe Dumnezeul nostru, care este drept și bun în egală măsură. Prieteni, până data viitoare, vă doresc numai bine!